Polițiștii care au descins aseară în cluburile din centrul vechi din capitală au avut parte de o surpriză. Printre petrecăreții care sfidau legea au descoperit mai mulți procurori, dar și pe numărul 2 din Poliția Capitalei. Deocamdată singuri amendați sunt proprietarii localului în care a avut loc sindrofia. Luni se deschid restaurantele și barurile în capitală, însă mai mulți polițiști și procurori au decis să fure startul distracției și s-au pus pe petrecut într-un local din centrul vechi. La nici 3 ore de la anunțarea relaxării restricțiilor de luni, 27 de oameni au fost găsiți petrecând la acest restaurant din capitală. Polițiștii i-au surprins puțin după ora 19. Interesant este faptul că petrecăreții erau polițiști și procurori, iar printre ei se număra și directorul general adjunct al Poliției Capitalei. La petrecerea ilegală au luat parte chiar și o persoană suspectă de COVID. Este important de menționat faptul că printre persoanele care au petrecut aici seara trecută se număra și un bărbat care în mod normal ar fi trebuit să fie în carantină în Cărăraș încă din data de 16 ianuarie. Atât Radu Gavriș, directorul general adjunct al Poliției Capitalei, cât și ceilalți 26 de petrecăreți sunt verificați și urmează să fie sancționați. Deocamdată, singurii amendați sunt proprietarii localului în care a avut loc evenimentul. Având în vedere neregulile constatate, societatea comercială a fost sancționată contravențional cu suma de 5.000 de lei, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei. Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține că nu tolerează astfel de abateri și a început deja o anchetă. Așa cum am menționat și cu alte ocazii, vreau să vă asigur că sunt hotărât să nu tolerez nicio abatere de la lege, indiferent de numele sau calitatea persoanelor care sunt implicate în astfel de cazuri. Nimeni, indiferent de statutul său social, nu este mai presus de lege, a declarat Lucian Bode. Autoritățile avertizează că măsurile de relaxare sunt reversibile. În orice moment, restricțiile ar putea fi instituite din nou. Dacă se va observa că începe o creștere și începe din nou să crească incidența în București, această măsură poate să fie automat inversată și închis totul din nou. Redeschiderea restaurantelor, barurilor, teatrelor și a sălilor de jocuri în capitală este o măsură care stârnește deja controverse. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu le-a cerut membrilor din Comitetul pentru Situații de Urgență să nu grăbească decizia și să mai aștepte implementarea acesteia.